salut și astăzi vreau să vă zic că am chef să-i fac un prank lui frate meu. Și de ce? Pentru că merită. Și știți la ce prank m-am gândit? Aici o sticlă de borsec plină cu apă și vreau să mă fac că o să fac apa să se ridice sau să plutească dacă te uiți așa în adâncul sticlei. Și el când o să se uite în sticlă, eu țin în mână așa, poc o să strâng foarte tare și o să-i țâșnească toată apa în față și am chef să râd o leacă. Merită și de mult ziceam că am chef să-i fac un prank, mă rog, o să-i bag eu vrăjeli că nu știu ce, că am stat să învăț un truc, nu știu. Acum rămâne de văzut ce o să iasă. Am găsit unul, nu știu dacă știi pe YouTube, Water Tricks. E unul care face trucuri cu apa. Și la modul, deci fii atent, am stat și am exersat în baie. Mișto leacă, nu mult, dar o leacă, vreau să fac și cu tine. Deci nu mai faci râc, dar de ce râd? Așa zicea ăla, că trebuie să mă uit fix înăuntru. Și mă jur, hai să vezi cum o să se ridice, mă jur, fii atent. E o iluzie optică, hai să vezi. Ridică-te, trebuie să te fix înăuntru, trebuie să te pui gen... Dar nu chiar mai jos. Stai gen în genunchi. Uite așa. Și gen, încearcă să fii fix în punctul ăla. Trebuie să te apleci să fii cu ochii fix în punctul ăla. Cât de jos? It was at this moment that he knew. He fucked up. Uite așa cum... Băi, să faci asta, nu? El am sigur că faci asta. Bă! Bă! Asta vrei să faci? De unde ai știut? V-am dat seama. Bă, ce? Bă, ce? Bă, doroci. De unde știai? Era în fază cu pui o monedă de aici, de sus. Bă, ce? Bă, alu. De unde știai? Da, pe... Era în fază. Ce idiot poți... Bă, am vrut să te fac și o dată. Dar de unde știai? Și de ce n-ai... Bă, e monstru. Bă, mi-a țâșnit ce... Am apânat. M-am udat. Am vrut să dau o stajă, dar că am zis nu, că eu fac eu. Dar de unde știai? A, pe îmi spui... Stai așa. Da, apropie-te. Ai avut noroc, frate. Așa am prins așa încet, că era prea departe. Ce eram prea departe? Că mi-a intrat apa prin ochi, mi-a ajuns până în creier. Da. Nu s-oprește aici, ca să știi. Nimic nu s-oprește aici. De la ochi simt să fie cum tot se învârte în jurul meu. Viața, o călătorie, eu propriu ghid în turul meu. De la verdele ăsta să fie că mișcurul greu, ca nebunul eu ar până simt protonii din nucleoare. De la bun simt să fie că nu scot dinți când văd anumiți cerșetori de atenție devenim prinți. Sinceritate să fie când al meu decret devine minți.